Neața, 13-a treia, să fie zi cu ghinion. Bun. Hai să vedem ce s-a întâmplat zilele astea și de ce a scăzut așa de mult Bitcoin sau dacă într-adevăr a scăzut mult, cum spun unii. Silicon Valley, a doua bancă din United States, s-a prăbușit. A doua bancă din US history, stai să ne înțelegem un pic. Bun, dar tot ce a pierdut banii sau doar investitorii? Este a doua bancă care a intrat în colaps din 2008. Nu toată lumea a pierdut banii, ca să știți. Pentru că o parte din depozite au fost transferate către JP Morgan și anume undeva la 1,9 bilioane. Ok? Și alți bani au fost depozitate în Washington Mutual Bank and no insurance was used. Deci nu s-a folosit nici măcar asigurarea. Câteva știri ca să le aveți astăzi. BlockFi are 227 de milioane în Silicon Valley Bank, a spus cei de la New York Times. Bani neprotejați, așa cum vedeți și voi aici. Deci lucrurile sunt un pic cu sute cu ața albă. Haideți să vă mai arăt niște chestii interesante și Janet Yellen spunea ieri I would like to avoid every regional bank amid Silicon Valley failout. Bun. Lucrul ăsta să dau aici click să vă explic ce înseamnă exact ca să-l înțelegeți și voi. Înainte de colaps, directorul executiv și-au mutat share-urile și au vândut așa cum vedeți și voi aici. Gregory Becker, CEO, a vândut 11% în 27 februarie, dacă lucrul ăsta vă spune ceva. Michael Zucker, General Counsel, 19% a vândut în 5 februarie. Rețineți datele, vorbesc de 5 februarie, 27 februarie. Daniel Becker, CFO, a vândut 32% în 27 februarie. Să fie coincidență, aici cu aici, și Michael Draper, CMO, a vândut 25% pe data de 1 februarie. Iar dacă ne uităm pe tehnologie, ca o mică glumă să spun așa, când toate lucrurile stau prost, ia uitați la Ucraina, gain 100%. Bun, lăsând gluma la o parte, vreau să înțelegem ce se poate întâmpla în perioada următoare. Nu uitați că mâine avem datele despre inflație, 14-15, plus data de 22-a lunii. Cred că vor fi o cascadă de evenimente, dar haideți să anticipăm. Nu vi se pare un pic un coincident așa din 2008 încoace Silicon Valley s-a prăbușit cel mai mare faliment bancar din 2008? Întrebarea mea este una retorică. Ei au foarte mulți financial advisor nu numai din state, adică au știut lucrul ăsta că se va întâmpla, l-au anticipat și s-au pregătit. Scrieți final de săptămână ne-a adus un faliment răsunător. Deodată, așa știți, în zona bancului se intersectează cu tehnologia. Bun. Silicon Valley s-a prăbușit, cel mai mare faliment bancar din 2008 încoace, a încercat să atragă capital ultima săptămână, nu a reușit și a avut parte de un număr record de entități în care și-au retras banii de la bancă. Ei au pierdut inițial 1,8 milioane de dolari. Bun, lucrurile astea sunt exagerat de bearish, cred că va fi o cascadă, luna asta va fi una extrem de bearish, nu vă uitați după ce vedeți aici, pentru că sunt nevoie de confirmări foarte mari pentru a înțelege situația, dacă putem să fim bullish sau nu din nou. Dacă ne uităm pe weekly, ca să ne uităm simplu așa, fără să ținem cont de foarte multe chestii, ca Bitcoin să devină bullish, trebuie să treacă peste zona de 25.000, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Haideți să ne uităm pe S&P 500, da? De luni am început să avem pe weekly, lunea trecută aici, de pe data de 20 februarie, crash-uri foarte mari și acum suntem exact sub acest EMA foarte puternic de aici, pe care l-am prezentat și vouă, EMA 100. Haideți să ne uităm pe daily. Nu uitați că cei din Silicon Valley, cei care aveau bani investiți în tot ce înseamnă tehnologie și au retras banii instant din acea bancă. Și cam așa stă situația pe daily pe S&P 500. Și avem momentan suportul aici la 3750.
Astăzi fiind luni, am produs această știre de câteva ore pe Google Translate să vă prezint și vouă și vedem că luni, adică astăzi, oficialii Fed au o reuniune cu ușile închise după colapsul Silicon Valley Bank. Și Banca Centrală al Statelor Unite, Federal Reserve, a anunțat că o reuniune cu ușile închise a Consiliului Guvernatorilor va fi organizată luni în conformitate cu procedurile de urgență. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi reuniunea va avea drept subiect principal revizuirea și stabilirea dobânzilor percepute de băncile din sistemul Rezervei Federale, a informat Fed într-un comunicat potrivit agenției Reuters și Ager Press. Iar Banca Centrală SUA nu a oferit alte detalii, dar reuniunea oficialilor Fed vine după colapsul Silicon Valley Bank, cel mai mare colaps al unei instituții financiare de după criza mondială din 2008. Lucru anticipat. Și prăbușirea a perturbat piețele mondiale, a prăbușit acțiunile băncilor și a făcut pe antreprenori din sistemul tehnologiei din California să fie îngrijorați. De aceea s-au retras foarte mulți bani. Iar dacă ne uităm și pe Nasdaq, vedem că lucrurile stau cam la fel. Ce cred eu că se va întâmpla astăzi va ajuta Bitcoin? Este doar opinia mea. Și de ce? Pentru că eu cred că ei vor decide să micșoreze dobânzile cheie pentru a nu provoca un alt colaps în cascadă. Asta cred eu că se va întâmpla, ceea ce poate împinge Bitcoin apoi peste pragul de 24.000. Asta cred eu că se va întâmpla, dar rămâne de văzut. Foarte mare atenție la ziua de astăzi și ne auzim în cursul zilei, vedem ce se întâmplă și cu știri noi, bineînțeles. Vă pupă, John!